și parașutiștii au fost puși la treabă. 12 dintre ei au sărit chiar de la 2000 de metri înălțime. Oamenii au fost lăsați să vadă de aproape aeronavele militare, iar cei mai impresionați au fost copiii, care au făcut coadă ca să facă poze în cabina pilotului. Pentru a merge pe așa avion ar trebui carte. Vrei să te faci pilot? Sper că da. Am vedeți samolioate etava goda, nouă. Singurul avion militar care a părăsit pista astăzi este de producție rusească și a fost fabricat după cel de-al doilea război mondial. Pilotul recunoaște că în alte țări astfel de piese se află de mult în muzee, însă spune că aparatul de zbor este în stare foarte bună. Vă garantez eu că e un avion care încă o să mă scoată și pe mine la pensie și pe colegii mei care sunt mai tineri. El este rezistent, e un avion de poate fi folosit la misiuni de cercetare, căutare, salvare, poate fi folosit la misiuni de parașutare, desantare. Militarii spun că baza de aviație nu este suficient de dotată și afirmă că și-ar dori ceva mai mult. Trecem o perioadă un pic mai dificilă. Avem în țara vecină avem conflict și în general ar fi bine ca aeronavele să fie dotate cu aparataj de luptă. Pentru baza de aviație este aprobat un plan dezvoltare care prevede dotarea, instruirea și operaționalizarea acestei unități militare. Până ca avioanele să-și ia zborul, pista a fost ocupată de ofițerii din batalionul Fulger, care au făcut demonstrații de forță. Nici orchestra nu a rămas în urmă. Ofițerii au interpretat piese moderne, inclusiv din Lady Gaga. Evenimentul a adunat sute de oameni pe aeroportul militar de la Mărculești. Ceremoniile au avut loc cu ocazia împlinirii celor 23 de ani de la crearea bazei militare de aviație Dacia.